Salutare, băi, oameni buni! Ce fac eu acum? Iară stau în fundul curții. Dar de data asta nu mai vă vorbesc de extraterestri și de alte chestii. Vreau să vorbesc așa despre ce mai înseamnă în ziua de astăzi să fii om și ce lăsăm noi în urma noastră. Că nu mai avem loc unii de alții, ne-am înrăit, toată lumea aleargă într-o goană nebună după niște hârtii, după bani. Banii pe unii îi fac să se creadă superiori și pe alții inferiori și tot așa. Ați văzut că eu fac la YouTube pentru că asta îmi place și că îmi place, nu știu, să las asta în urma mea, știi? Să ajut, să vă ajut cu ce fac eu, că nu o fac pentru bani. Că ce e din YouTube e prea puțin ca să zici că mă umflă, mă satură, mă nu știu cum. E ceva acolo, dar cam atât. Ideea este că mie îmi place să ajut și să fiu om atâta timp, atât cât pot. Mereu am răspuns tuturor. Și o să vă răspund în continuare, indiferent că mai fac sau că nu mai fac experimente, pentru că, nu știu, asta îmi place mie să fac. Asta este, indiferent de tot. Și așa cum vă spuneam, ziua de astăzi contează să fiu om, că noi ne-am dus într-o goană după bani, într-o goană după poze, adică să te lauzi cu pe unde ai fost, pe unde ai umblat, că te-ai dus la mare, că te-ai dus în Turcia, în, mă rog, fiecare om pe unde se duce, că ai mâncat, nu știu, ce, nu știu câte mese, că ai băut până ai crăpat, că ai făcut, despre asta e vorba în ziua de azi, despre nas în telefoane, Facebook și altele, n-am, eu n-am Facebook, am avut când mai, în urmă cu vreo 7-8 ani, dar atunci nu mai am, nu mă interesează, nu trebuie, eu nu sunt un om foarte conectat, că așa ne-am conectat la tehnologia asta și ne-am deconectat unii de alții și ne-am depărtat grozav. A face ceva, toată lumea e după bani, iarăși spun treaba asta, de parcă după ce murim sau cum se spune, mori, dai ortopopii, crăpi, te duci să dormi somnul veșnic și tot așa, de parcă iei ceva cu tine. De parcă faraonii ăia din Egipt, când după ce au făcut piramidele alea, le-au luat cu ei. Nu, le-au luat cu ei. Ba chiar le-au furat urma lor tot și aurul și tot ce au avut ei pe acolo. Dar au rămas monumentele acelea ca dovada anilor aceia și a ingineriei de atunci. Deci, într-un fel, au lăsat ceva în urmă. Nu ce au vrut ei să facă, dar au rămas dovadă. Și despre asta e vorba, de ce lăsăm moștenire în urma noastră și că ar trebui să fim mai buni și mai înțelegători unii cu alții. Că asta e esența. Bunătatea, să știți părerea mea, că nu ține cont de religie. Nu religia te face bun sau te lasă să faci o faptă bună. Și o persoană non-religioasă, oricare ar fi ea, sau nu, spun așa, poate să fie bună, nu neapărat. A fi un om religios nu înseamnă neapărat că ești și bun. Poți să fii bun în orice religie a lumii ăsteia și în orice treabă, fără să ai treabă de nimic. Și asta vă zic.
Haide să o lăsăm mai moale așa că trece timpul pe lângă noi și nu mai avem timp de nimic. Unii de alții și tot așa. Da, știu, că vi se pare ciudat bombaneala asta și mie mi se pare ciudată, dar câteodată stau așa și mă gândesc încotro o să ajungem noi. Cu atâta nerăbdare, cu atâta grabă, cu atâta conectare în virtual și deconectare de realitate și tot așa. Da, filmez o șurubelniță și niște căști, că cu asta mă ocup eu, asta îmi place mie să fac. Asta las, să spunem așa. Cine a găsit ceva ok la mine, a luat, cine nu, nu. Și despre asta e vorba. Și ce contează cel mai mult? Sănătatea. Că dacă nu ai sănătate, degeaba ai căruțe de bani, monumente, case care stau goale și oamenii depărtați în ele unii de alții și tot așa. Da, v-am lăsat și pe ziua de azi să fiți sănătoși și să aveți parte de bine. La revedere!